Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea generală pentru perioada 16-31 iulie 2022. Etalare pentru zodia Pești, ascendent lună în zodia Pești. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să îmi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun, dragilor, haideți să vedem în primul rând care este energia primei săptămâni din acest interval și aici avem un 10 de spade. Ajungeți la un final foarte dureros. Poate ați avut o perioadă foarte grea, ați trecut printr-o perioadă foarte grea în care nu v-ați simțit înțeleși, ați fost trădați, ați fost mințiți, ați fost dați la o parte și ați ajuns în punctul în care pur și simplu nu mai puteți. Ei bine, aici este finalul pentru că începe o nouă etapă în viața voastră cu o realizare foarte mare, un succes, o împlinire. Din toate punctele de vedere se încheie acel capitol dureros, o luați de la capăt și veți fi mult mai încrezători. Vă puteți baza și pe ajutorul unei persoane din jurul vostru care vă îndrumă sau care vă este alături sau care vă ajută într-o oarecare măsură. Unii dintre voi vă veți călători sau vă veți cumpăra o mașină sau vă bate gândul să mergeți undeva într-adevăr. Alții dintre voi cunoașteți persoane foarte interesante sau va urma o perioadă în care vă veți simți foarte puternici și foarte siguri pe voi. Este de asemenea o perioadă foarte bună pentru negocieri, acolo unde este cazul. Vreți să vindeți, să cumpărați ceva sau lucrați într-un domeniu în care puteți negocia, se poate, pentru că aveți foarte multă susținere divină. Aveți foarte multă credință, vi se ascultă rugăciunile și vi se îndeplinesc dorințele. În a doua parte a intervalului avem un 8 de cupe. Lăsați ceva în urmă, vă despărțiți de cineva sau de o situație pe care nu o înțelegeți sau care e un mister total. E o situație necunoscută care vă provoacă anumite stări. Sau, în alte situații, vorbim de faptul că în momentul în care hotărâți să mergeți pe un alt drum sau sunteți mulțumiți cu ce ați acumulat până acum, dar vă doriți mai mult de atât, vă doriți să descoperiți ceva ce are legătură cu dragostea, veți fi surprinși pentru că aici apare o satisfacție, o mulțumire sufletească, ceea ce veți descoperi o să vă aducă fericire. Aflați că o anumită persoană vă iubește. În cazul doamnelor, este un bărbat foarte impunător, este un bărbat foarte șarmant, foarte frumos, pe care îl veți întâlni. Mi-apare ca un brunet cu ochi căprui, deși na, nu se poate potrivi tuturor această descriere. Cel mai bine se văd aceste lucruri în etalările personalizate. Dar mi-apare această energie masculină și simt să transmit acest mesaj, să știți că poate pentru unele dintre voi, doamnelor, contează sau are o semnificație anume. Vă îndrăgostiți, acest bărbat se îndrăgostește de voi și vă scoate dintr-o zonă în care ați suferit foarte mult. Energia ce am văzut în prima parte a intervalului. Deci, spre sfârșitul lunii iulie, veți fi foarte fericite. Iar în cazul domnilor, sunt șanse să vă îndrăgostiți de o persoană. Aici este o situație mai delicată. Fie iubiți o femeie care este mai imposibilă sau mai greu de cucerit sau este într-o altă relație sau este căsătorită și vă este peste mână, adică e o situație chiar imposibilă, o relație interzisă poate fi în anumite situații, dar totuși un succes îl veți avea. Orică acea persoană vă împărtășește sentimentele, vă dă de înțeles, dar totul în momentul în care vă alegeți o cale sau mergeți mai departe sau faceți un progres în ceea ce nu vă mai limitați din punct de vedere emoțional, poate fi și lucrul acesta. În dragoste avem un 7 de spade, deci vine și marele preot. E vorba și de o căsnicie, de o relație de trio, de o înșelăciune, dar poate fi și faptul că o anumită persoană vă urmărește din umbră, vă iubește, vă dorește foarte mult, chiar dacă sunteți luați. Sau aici sunt pași mici spre o reușită sigură pentru că apare o șansă și marele preot tot o șansă aduce, poate de a scoate la iveală atitudinea cuiva, intențiile cuiva,
Da, e o persoană care fie vă urmărește pe rețea de socializare, fie la locul de muncă, fie interacționați cu ea zilnic, chiar este cunoștință apropiată și vorbiți foarte mult, parcă la un eveniment aflați sau ca o surpriză apare. Ori face o criză de gelozie, ori vă dă semne că ar fi geloasă. De ce apar toate aceste situații? Foarte posibil să vă încânte, să vă doriți aceste lucruri, să vă doriți acea persoană, să vă doriți acea relație sau acele sentimente. Apare și dorința asta de a nu se observa, probabil, gelozia cuiva. Foarte interesantă energia. Pe planul profesional avem un 8 de spade. Nu sunteți încrezători că reușiți să scăpați de anumite probleme de la locul de muncă sau să faceți față lucrurilor care vor veni. Sunt foarte multe responsabilități. Simțiți că ați făcut foarte multe până acum, dar nu vi s-au răsplătit eforturile, dar de-abia de acum începeți să simțiți lucrurile mult mai bine. Poate aveți de studiat ceva, poate vi se cer anumite lucruri în plus pentru un anumit job. Și aici sunteți un pic legați de mâini și de picioare, pentru că poate fi vorba și de o perioadă de 2 luni până când veți reuși să obțineți acel post pe care vi-l doriți. Și aveți tendința de a renunța. Sau aflați că postul pe care vi l-ați dorit foarte mult este luat de altcineva și lucrul acesta vă supără foarte tare. De ce se întâmplă aceste lucruri? Pentru că nu acționați la momentul potrivit, pentru că nu sunteți încrezători și pentru că aveți o părere negativă despre voi, că nu veți face față, că nu sunteți destul de pregătiți, că nu veți fi acceptați. Deci vă gândiți la lucrurile acestea, că ideea pe care o aveți nu este bună, că planul pe care îl aveți nu este bun și vă puneți bețe în roată singuri. Și ajungeți să vă pară rău și să regretați că altcineva vă ia postul de sub nas. Poate fi vorba și de o promovare, poate fi vorba de un nou loc de muncă pe care l-ați așteptat de foarte mult timp, parcă ați urmărit să fie liber acel loc ca să ajungeți acolo. Poate fi vorba de o schimbare de la locul de muncă, să mergeți dintr-o parte în alta, dar nu vedeți voi o situație clară, nu vedeți voi o cale liberă momentan. Deci trebuie să ieșiți din blocajul acesta și din neliniștea aceasta, ce vă frământă pe voi de nu faceți ceva. Pe planul financiar avem lumea. Câștiguri din străinătate, ori vă dă cineva o sumă de bani din străinătate sau în urma unui proces puteți câștiga niște bani pentru că văd o realizare, se va încheia un capitol. Cred că cineva vă datorează niște bani vouă aici și vă înapoiază banii. Dar e ca o trădare sau persoana iubită vă poate trăda vis-a-vis de o situație financiară, vis-a-vis de o sumă de bani. Vi se face dreptate vis-a-vis de o sumă de bani. Dar aveți câștig de cauză, indiferent ce situație vă aflați, că recuperați o datorie, că câștigați un proces, că vă acordă banca împrumutul. Este vorba și de un sacrificiu foarte mare pe care îl faceți, dar care vine cu o abundență, cu o satisfacție foarte mare din punct de vedere financiar. Vi se îndeplinește o dorință sau vedeți o luminiță la capătul tunelului vis-a-vis de o situație care ați crezut-o încheiată, dar nu este. Și veți fi foarte stresați, agitați, furioși, așa vis-a-vis de norocul acesta, nu știu, veți trăi anumite stări pe care nici voi nu le veți înțelege. Pe sănătate avem 6-le de spade. Ia să vedem. Și valetul de monede. Cred că veți începe un alt stil de viață, o nouă abordare în alimentația voastră, probabil. Încercați să fiți mai echilibrați, poate ați făcut excese în ultimul timp și simțiți că trebuie să faceți o schimbare, să renunțați la ceva care vă dăunează sănătății. Acum depinde de la caz la caz sau. Da. Poate ați trecut printr-o durere, ați avut o pierdere, ați pierdut pe cineva și încă suferiți, nu vedeți viitor fără existența acelei persoane. Că sunteți supărați ca o pierdere. Ori este vorba de o situație care nu se mai poate rezolva, ori este vorba de o pierdere prin care ați trecut recent. Sau mai de mult, nu știu, nu v-ați revenit după pierderea respectivă, dar parcă aveți așa o mână deasupra capului, vine ca o binecuvântare să vă ajute să ieșiți din această zonă, să vedeți lucrurile, sau poate unii dintre voi v-ați pierdut persoana dragă și vă hotărâți să lăsați în urmă
sau să ieșiți un pic din zona aceasta de suferință pentru a fi din nou fericiți că viața e scurtă. Nu știu, dragilor, aici, pe partea sănătății, situația e un pic mai delicată. Este și o etalare generală, nu știu exact cine m-a conectat aici, ca să vă spun, dar e vorba și de o pierdere, într-adevăr. Iar surpriza vine cu regele de monede. Foarte interesant că acest bărbat v-a apărut și mai sus. Da, în cazul doamnelor, repet, un bărbat brunet cu ochi căprăi care apare. Aveți succes pe partea financiară, da, de a recupera bani, de a câștiga bani. Chiar dacă asta înseamnă trădarea cuiva, apare și multă tentație. Poate sunteți într-o relație sau este o anumită persoană într-o relație, dar vă împărtășește dragostea. Este foarte ciudată situația pentru că relațiile de trio de obicei, din relațiile de trio de obicei cineva suferă, dar vă văd împliniți. Adică nu e că v-ați fi propus această poveste, v-ați imaginat poate, dar e vorba și de o alegere de făcut. Cred că e sufletul vostru pereche aici, cred că e vorba de o persoană care are o semnificație mare în viața voastră sau o persoană care a trecut printr-o pierdere și vă caută și e o persoană care a suferit foarte mult. E o persoană care va juca un rol foarte important în viața voastră. Și pe sănătate, și pe bani, și pe dragoste, mesaje, să fiți atenți la semnele care vor urma. Aveți parte de stabilitate și de siguranță în perioada următoare. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!